și voi face citirea pentru luna nouă din 1 noiembrie, o lună nouă din Scorpion. Această lună nouă se perfectează pe data de 1 la ora 14.47 ora Bucureștiului, în 9 grade și 35 de minute, soarele este Scorpion, soarele este conjunct cu luna. Această aliniere a soare-lună este pentru voi în... Trocasă a fericirii. Reprezintă ceea ce ar fi pentru voi fericire, o iubire, se, să zicem distracție, educația unui copil, tot ce va aduce, aduce fericire, creativitate, hobby-uri. Acest aspect de lună plină implică și un aspect de lună nouă, scuzați-mă, de lună nouă, implică și un aspect benefic, o configurație SMEU care implică planeta Neptun. Neptun este în cunoaștere studii, călătorii, perfecționare. Marte este în casa voastră, personalitatea voastră, voi personal puteți să valorificați această cunoaștere, studii, perfecționare, dar tot la fel de bine, tot voi puteți să valorificați un trigon cu mercur din scorpion. Vorbim de o casă... A fericirii, ceea ce reprezintă pentru voi fericirea, și Pluto, care este în opoziție cu Marte, dar se află într-o casă a contractelor, asocierilor, proceselor. Aceste îmbinare dintre aceste case, prin dinamica aspectului, poate să vă aducă o conservarea unor aspecte pe care voi vi le doriți sau să câștigați anumite aspecte. Deci nu depinde de cât de voi cum îmbinați aceste aspecte. Această opoziție Marte-Pluto vă afectează mai mult timp, până pe 12 noiembrie, Uh, acestea ar fi în principal aspectele. Mai avem o poziție Mercur-Uranus. Deci, uh, relațiile voastre sunt foarte tensionate, dar pot fi valorificate la fel în Neptun prin uh, cunoaștere, studii. Uh, Conjuncția soare-lună formează un trigon cu Saturn, tot în pești, tot de cunoaștere vorbim, de studii, de călătorii, unde puteți să vă folosiți organizarea, seriozitatea. Să vedem acum ce primiți din partea tarotului pentru acest lună nouă din scorpion. Întotdeauna știm că după aspectul de lună nouă putem să începem când luna începe să crească, să începem diferite proiecte, relații. Cele trei cărți împăratul, roata norocului și optul de cupe. La baza pachetului aveți un paj de pe, vorbind de o femeie cu ascendent zodie în pești, poate fi vorba de lacrimi, pot fi și lacrimile voastre, dar am putea spune că aveți nevoie de energia Pământului, să vă conectați la această energie a Pământului pentru a primi energie, stabilitate, protecție o ceacră principală, aveți aici un rege de uh, băte uh, care soarele în berbec, dar este vorba de un leu, de un bărbat cu ascendent zodie în leu uh, și uh, un bărbat care arată că lupte pentru dreptate, pentru adevăr, de la care voi așteptați să primiți un răspuns, aveți doiul de băte, vorbim de Marte în berbec, și trebuie să vă folosiți uh, cel de-al treilea ochi, chakra, care este legată de glanda pineală, este legată de intuiție, trebuie să vă folosiți intuiția, încelepciunea, să vă asumați responsabilități și, în primul rând, să vă conectați cu mentalul cosmic. Să vedem ceea ce aveți aici. Aveți uh, un uh, berbec, deci un bărbat cu ascendent zodie în berbec, este o persoană suverană, o persoană stăpână, o persoană autoritară, acest berbec uh, care poate să vă dea un sfat, să vă ajute chiar pe data de 4 uh, și să fie vorba totuși de o persoană destul de uh, rigidă, o persoană care cere uh, să fiți uh, curajoși, să fiți uh, bun organizatori, uh, disciplinați, uh, să aveți performanță. Uh, poate să vă dea un sfat, să vă protejeze și din nou aveți o ceacră principală unde trebuie să vă conectați cu pământul pentru a primi stabilitate, pentru a primi energie, protecție și să supraviețuiți. Avem aici o arcană care arată un 10, deci este roata norocului, vă doriți să aveți noroc, dar acest noroc poate fi în favoarea voastră sau nu. Este bine să vi-l apropiați, să vă doriți ce e posibil, ce este drept, ce este adevărat, să fiți coreți, să vă ascundeți scopurile și să fiți perseverenți astfel încât să vă mențineți pe aceeași. În aceeași atitudine astfel încât să primiți cheia puterii în palma voastră pe data de 10. Când puteți să fiți independenți, să începeți ceva, să fiți uh, individualiști, uh, să fiți în niște războinici, perfecționiști, să aveți puterea și să puteți să vă atingeți un scop. Uh, Un opt de cupe arată că ați făcut foarte multe eforturi, dar uh, nu sunteți mulțumiți uh, pentru faptul că ceilalți n-au observat eforturile voastre sau celălalt n-a observat eforturile voastre și am putea spune că uh, vă uitați spre viitor, lăsați cupele în spatele vostru așa cum au fost. Haideți să vedem ce spun și lunele pentru voi. Această rună o lăsăm și acum retrag tot ce nu mai, nu se poate citi. Aveți aici o lună care arată că fie că sunteți despărțiți a familiei, beorg, deci este un b răsturnat și arată că probabil nu mai sunteți împreună cu familia, nu vă puteți baza pe familie. Ați făcut poate o alegere, dar este o alegere care uh, nu a fost bună. Uh, am putea spune că acum sunteți în diferite situații în care uh, nu puteți să ieșiți din anumite blocaje. Ar trebui să vă folosiți de persoane calificate care să vă ajute. Să rezolvați aceste situații legate mai mult de o mutare, o mutare cu locuința sau o mutare cu locul de muncă. Este o mutare care nu este benefică pentru voi? Trebuie să rezolvați probabil această problemă, a fost alegerea voastră, dar aveți și două rune benefice. Una este a schimbărilor. Și a darurilor. Vă puteți aștepta la schimbări lente, stabile și benefice care vin în viața voastră. Veți observa aceste schimbări lente când veți avea anumite aspecte benefice, anumite situații benefice, daruri, daruri sentimentale, daruri materiale care vin spre voi. Și dacă ținem cont de acestea, observați că voi vă puteți baza pe sfatul acestui împărat, care de obicei împăratul își protejează supușii. Deci, dacă ascultați de sfaturile acestei persoane autoritare, s-ar putea să primiți ajutorul lui și să rezolvați această situație, să vă folosiți de uh, acest noroc. Aceasta a fost citirea pentru voi, eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să ajutați canalul să dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!